Aproape jumătate din România este în risc de sărăcie. Și pentru că România nu înseamnă doar middle class-ul corporate din București, ci România, noastră tuturor, înseamnă și oamenii aia care efectiv se chinuie să supraviețuiască. Și oameni care de multe ori sunt arătați cu degetul. Pentru că. Ei au ajuns acolo și datorită, sau mai bine spus, din cauza ignoranței noastre. Faptul că nu i-am văzut, faptul că nu i-am sprijinit, faptul că știam că o parte de calitatea, de educație de calitate foarte slabă și am ignorat, faptul că știam că nu au drumuri și am ignorat, faptul că știam că nu au apă curentă și am ignorat, faptul că știam că sunt la marginea societății și am ignorat, pentru că tot acest lucru ne-a creat așa un fals sentiment de superioritate. E bine, ignorarea nu rezolvă problemele și la un moment dat oamenii își vor cere drepturile. Și nu vor mai face într-un mod care să asigure pacea socială, ci vor face într-un mod, da, care poate conduce către anomie. Așa că ceea ce noi încercăm să facem nu este neapărat o zonă de altruism, ci într-o zonă de Românie, o Românie așa cum vrem noi să arate, o Românie solidară, o Românie în care fiecare cetățean se simte în România acasă. Și acasă trebuie să te simți bine. E, asta încercăm de fapt, să facem pe fiecare cetățean român să se simtă bine în propria țară.